Înregistrăm. Domnule Teodor Obade, v-ați abătut de la mamuți la dinozauri. Am înțeles că ați descoperit chestii noi. Unde? Așa s-a întâmplat că la Universitatea de Stat, prin anii 50, exista facultatea de geologie. Acum nu mai există. Și acolo, deci, lucra un profesor, Ioan Sokop, care cu studenții au plecat la practică la Otaci. La Otaci este o, se numește Râpa la Izvoare. Și în 1950, el scrie un anumit articol în revista Природа la Moscova, care apare și acum. O jumătate de pagină, fără fotografie, scrie următorul, că denumirea articolului se numește Pierve Nahotka Ihtiozavra, Republica Moldova. Ihtio e de la apă, adică dinozaur de Ihtiozavra. apă, cumva, da? Asta e, deci, dacă căutați în internet, ihtiozaurul, el s-a cu delfinul, măcar nici din smeți cu țăță. Și mulți ani, da, el a scris acolo, că am găsit la fundul râpii, cu studenții pe una, o groază de fragmente de oasă, foarte distrusă, nu se putea nimic de luat dintre ele, și am găsit și patru dinți, dintre care doi foarte distruși. După determinarea Elenei Beliaevei, de la Moscova, asta e ihtiozaur. O trecut ani. Nimeni nu știe unde sunt materialele astea. În El spunea locația unde o găsit, dar unde au dispărut dinți și el nu nu știa. știe Da, nimeni. am înțeles. 2016. Așa s-a întâmplat că am făcut de cunoștință cu niște geologi care au la pensie. Și unul din dinții și era la un geolog. Istoria științei nu spune cum am reușit eu să capăt dintre cealaltă dânsul și cât am plătit de pentru dânsul. Asta nu are importanță. Oho. Eu am făcut cadou Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Asta nu e ihtiozaur. Asta se numește Polyptychodon. Un fel de crocodil marin care a fost găsit în Europa de Est și în alte părți Europei și el semna crocodil, numai că labile dânsul erau ca la cam ca la delfin. Nu rău cu gheare, cam așa. Iată, asta e o noutate pentru Republica Doar că Moldova. delfinul e mamifer, dar ăsta era reptilă, Asta e probabil. reptil, asta e crocodil. Deci e polipticodon. Strămoși de-ai mamiferelor, sânge Strămoșul rece. crocodililor chiar. Da. Vârsta, de la 93 până la 99 milioane de ani. Acum, după forma dinților, se poate stabili la ce animal preistoric aparține, da? Păi, Doar că acela din anii 50 eu cam greșit. așa e la Moscova greșit. Am Că înțeles. Ioan Sokov era specialist nu în mamifere, dar în moluști fosili, în Înțeles. scoici. Și eu l-am trimis bun, la Moscova, bun, la, după asta ce am făcut eu? În 2015, când am, în 2016, când am reușit să capăt dintre cealaltă, am scris la Moscova la Institutul de Paleontologie. A ridicat tot institutul cu statul muzeul. I-am spus, găsiți-l, undeva un dintre voi trebuie să fie. Nu a găsit, nu este nici dat nicăieri. Mai scurt, slavă Domnului, măcar un dinte. Și după aia, ca după un singur dinte, da, se poate determina, dacă dintele întreg sau aproape întreg, poți să determini ce fel de animal a fost. Poți să nu-l determini până la specie, dar măcar până la gen, poți să-l determini. Măcar o ramă, să zicem, că asta e anume așa, nu e așa. Asta e, bun, prima. În 2016, colegul meu din București, Ștefan Vasile, pleacă la Harvard, în Olanda, să facă un raport despre chestiunea asta. Am făcut un raport acolo, măcar l-am publicat. Măcar atât am făcut. De-aia mai publicat nevoia asta. Așa cum este, e scurt, dar măcar lumea științifică știe că există o istorie în Republica Moldova sau ceva. Așa, subiectul 2, Valea Mărilor. Da, cu dinozaurul, crocodilul ne-a lămurit, după dintele, și el a stabilit ce-i cu el, dar nu era din Moldova găsit. La Moldova, la Otaci, din Râpa la Am Izvoare. înțeles, și dintele tot în Moldova l-ați găsit L-a găsit Suhov în 49, în 50 l-a publicat. și a rămas la muzeul nostru.
Deci în 2016 l-ați catalogat mai bine. Și l-am catalogat și l-am făcut. Dar râpa și dacă se mai caută, ori nu se mai găsește am ceva? Am fost acolo. A, am fost acolo. Canalele, da? Am fost acolo, era cam... cam nu știu cum era, mai scurt era o groază de râpă și era plină cu, adică fundul râpii era cu burgheni înainte. Mm-hmm. Bun, și am fost cu Ștefan Vasilescu la București. Și aici este Ștefan Vasilescu, a venit, iertați-mă, în șorț. Dar păi nu, așa lucrează arheologii. Bine. Trebuie să vină în salopietă sau cum? Trebuie să se pregătească, mă, așa, că este o expresie. Victoria iubește pregătire. Și improvizația trebuie pregătită, da? Și bun, și când am început noi să băgăm, acolo groază de căpușă. Mm-hmm. Bine că eu aveam pantaloni lungi. Și am bun este bașa acolo. M-am băgat dacă e fost acolo trebuie de plecat sau toamna sau iarna, când dispară, când se usucă plantele. Ca să, ai, să mai ai o șansă. Erau mici, nu era așa mari ca asta. Și, bun, căpușă, care e bun. Și ca să te bagi, acum să mai găsești ceva, să ai o șansă, trebuie să duci toamna sau iarna. Când dispar plante, vegetația, însuscate, da. Și atunci mai ai șansă să vezi mai bine. Dar dacă e vegetație cât așa mai până la brouă, uh-huh. Poți să te, trebuie să ai mai multe șanse să găsești. Dar nu sunt tehnologii noi acum, ceva, scanere, nu? Tot vizual și cu tipăitul și cu dință. E bun, mai sunt, dar nu prea. Dar nu la noi. Dar nu, cu Ionul Catinecotea și-a chemat acolo niște, un specialist cu scaner să le caute fildeși de mamut, că cu asta fac bani acolo. Nu înțeleg. Și acolo... Ne... Dar p-au găsit chiar și un mamut întreg, îmi pare, recent, nu? Păi, recent, nu că recent, dar Teodorul Bada vostru, deci eu calculul din 2013-2015 de primăvară, de vreme până toamnă târziu. Și am găsit vreo... Eu am participat și am descoperit la vreo 15 mamuți. Nu așa pur și simplu. Dar care aveau și păr, și blană, și carne, și sânge, bun. Da, și că bucăți de ADN-ul puteți să recuperezi da, de acolo, da? Acolo, bun, și am găsit și blană, și piele, și echipa asta de la Muzeul Mamutului, din Iacuzca, păi acum lucrează cu un specialist din Coreea de Sud, care clonează animale contemporane, clonează câini, oi, pisici. Să încerci clonarea mamutului. Animalului dispărut. Oh, da, și mi-a spus că noi, pe, când am ajuns pe insula Bălșoleahovski, atunci ne-am stopat acolo, am întârziat cu o lună jumate, în loc să ne întoarcem la 10 septembrie, ne-am dus cum la 5 octombrie. Uh-huh. Apoi închipiți dumneavoastră că aproape lună jumate, aproape nică mâncare, aproape nimic, bun, și am reușit să ajungem acasă. Și mamuții noștri din Valea Morilor, au dat drumul la apă și gata, îngropat. Deci eu cel puțin, eu ce am reușit? În 2009, am lucrat la 13 martie până la 25 decembrie. În 2010, din februarie până la 25 august. Slavă Domnului că am reușit, mai veneau voluntari. Voluntari de unde? Din tot orașul. Cine erau ei? Frezeriță, lăcătuș. Nespecialiști, da? De pe la Ciocană. Instruiei mă ta pe fiecare. De pe la Botanica. Mă vedeau la interviuri de mine, mai ales veneau sâmbătă și duminică. În zile odihne. Și mă întrebam, покажите нам, как вам помочь. Мы знаем, что вы один. Și bun, și fiecare, zicem familia, unul care și spiritul de-a. Și în 2012 a apărut un articol de-a mea într-o revistă cu Factul din Parte, Quaternions International, și la sfârșit am scris mulțumiri. Și îmi fac cruce în fața dumneavoastră. Absolut toți am scris. Mm-hmm. Nu contează câte ori lucrat. O oră, două, au venit două, trei ori. Pe toți am pomenit acolo. Fiindcă asta pentru mine nu contează bani. Asta nu mă costă bani. Dar eu cel puțin sunt mulțumit la oamenii ăștia, fiindcă ei m-au ajutat. Am săpat 1268 de metri pătrați. Nu pur și simplu săpate, nu pur și simplu fiecare os acolo, mibat și păstrat și legat și pus în gips,
de pus asta, de tot suprafața asta, încă de un hârles de în jos, ca să te convins că mai jos nu ești mic. De un început, am spus dublu. Uh-huh. Toți arheologii care bun din Republica Moldova au spus, măi, mă, tu ai putut să faci așa un lucru. Și a reușit. Da, da, uite că n-a reușit proiectul acela cu Valea Mamuților, tot Valea Mamuților, deci, cheamă nici o pomenire despre oasele de mamut deci, găsite sub apă. După asta, smaite domnul Chirtoacă, m-a invitat în 2011 la un interviu la Prime. Și i-am arătat să ia ca un poftim, dar era domnul Chirtoacă, ia ca și-am, ia habar n-avea ce-am găsit eu acolo. Deci când nu a avut el de asta, a spus că scrieți domnul Bada. Când a ieșit noi de-am la emisiune, l-am convins eu că am reușit mai multe nevoie cu el, foarte important. De exemplu, am găsit un os de mamut, ulna. Bun, eu, poate e urât să arăți pe tine, dar e, aici, e osul ăsta. Străpuns de... Probabil săgeată sau soliță. Da, bun. Este, a fost a treia descoperire în lume, care dovedește cu un preistoric, a vânat mamutul. Fiindcă alții spun că echipa arheologică este împărțită în două. Ei spun că, unii spun că nu putea om prețios să vânează omul, că e prea mare matahal, și putea să o omoare el. Și atunci de le dovesc că, uite, bun. Am găsit acolo încă mai multe nevoi. Am găsit acolo niște vetre de foc, un sector de 7 pe 9 metri cu vetre de foc de 5-7 cm grosime. Deci, în două cuvinte vă spun. Că acolo au ars secole de rând. Acolo, deci, imediat vă spun. A fost un loc, deci eu fac concluziile cu Valea Mărilor. A fost un loc unde râul Dulest, încă pe atunci curge pe acolo, că acolo e năsăp, măi, argilă, curge pe acolo. Pe ce cotul este? Și pe plajă și la plajă și veneau mamuții la adăpare, să adăpe. Oamenii preistorici îi așteptau, îi masacrau, îi tăiau în băcăți și îi prăjeau la foc. Pe loc, ca să nu-i umbriți carnea în spate. Da. Mai este o descoperire acolo importantă, care merită să asculte, mai ales municipiul Chișinău, mai ales domnul Chirtoacă. Ei, de-a mamui altul, ei, tot nu contează. Ei, da, să asculti măcar și tătă. Eu, principal... Dar n-ai comunicat principal... cu nou primar de 2 ani. Bun, vă spun. Și acolo este un moment. Am găsit eu un fieldeș de mamut, 2,20 lungime, așa, în formă de, cor, de semilună. Și dintr-un capăt al lui spre alt capăt era un femur, tot de mamut. Așa, împrejurul lui alte oase. Când am scos, am dat mai în jos. Și acolo unde era fildul și mușcul femurul ăsta, solul era negru, bâhle a mirosa a baltă. Deci a fost o groapă. Deci acolo a fost o adâncitură, încă în vechime. Și fildul și ăsta cum era, nu ai găsit așa, dar el a fost cândva așa. Posibil că a fost proptit de ceva. Și era un fel de colibă miticoță. Bordei ceva, da? Un fel de bordei. Nu, ori dormea un om acolo sau punea o rezervă de carne, acolo nu contează. Și asta este dovadă aceea că asta e prima construcție arhitecturală, cea mai veche, din municipiul Chișinău. Acolo s-a început Chișinău. Nu ce șmeau pe malul Băcului, dar da, probabil acolo. Bordeiul și ala de pe timpul vârsta, mamuță. Vârsta, 20.770 de ani. Dar cum? S-a stabilit asta prin laborator și prin test de acela de da. Carbon sau cum se cheamă? Deci sigur că da. Deci eu am reușit eu și am făcut 3 probe de la Valea Mărilor, din 3 sectoare. Am lucrat în 3 sectoare acolo. Mi-a făcut o analiză radiocarbon un domn, un profesor din Olanda, de la Van der Plick, îi spune. Și mi-a zis că o singură probă costă 850 de euro. El ne-a făcut toate trei gratis. Asta era drujbe, da? Nici nu-l cunoșteam pe dânsul. Nu a făcut așa din solidaritate. Din solidaritate. Eu nici nu-l cunoșteam pe dânsul personal. Din solidaritate ne-a făcut. 850 de euro singur propriu. La Valea Mărilor, când lucram, a făcut o vizită cine? Președintele Academiei Științe, cu 2 vicepreședinți, Academicianul Doca.
Da, bine că la mine acolo era tot curat, tot bine, bun. Eram niște tamam mandibule, era tot în gips acolo, fleacuri. L-am convins, bun. Era prin iulie. Îmi scrie, îmi spune mie. Era cu, și cu Volga Neagră, bun. Mașină, ca boieri, da. Bun. Și îmi spune, scrieți un proiect, eu de 1 septembrie vă promit că vă aș vrea domino. Eu o să finanțez. M-am chinuit, eu am scris proiectul ăsta. Da, îi spun, zic că, domnul Zion, domnul președinte, zic că așa am nevoie măcar de o probă. La plătită de academie. Da. Zic că o asemenea probă costă 8500 de lei într-un laborator de prestigiu. Deci asta înseamnă, ce înseamnă prestigiu? Că laboratorul din Groningen, unde a făcut din Olanda, unde a făcut Van der Plick, profesor Van der Plick, o probă costă 850 de lei, o probă. Dar, diferența care între alte laboratoare? Cât de, de exemplu, 20.710. Exactitate, da. Bun. Plus minus cât? Poate să dai plus minus 500 de ani. Plus minus 800. La dânsul de plus minus 50. Plus minus 70 de ani. Păi, dar cum poate fi așa exact? Că acolo e o chestie... Iată așa. Științifică, că durata acolo divizării, nu știu cum, a carbonului, adică depinde ce fel de... Marja de eroare de știință e dată, nu? Depinde de ce fel, ce aparat tu ai. Ok. La Sankt Petersburg este, da? Poftim. Dacă nu ți și la Groningen, acolo e de 10 grame strimes de os. Sau 20. La Sankt Petersburg. Acolo e sistemă veche sovietică. Acolo trebuie să mers jumătate de kil sau un os de mamut, sau un kil. Și-l dau să-l ardă acolo. Și-l dă eroare cu plus minus 1000 de ani. Uh-huh. Diferența este?